E din Grecia și una e din Norvegia. Am produs smash și vreau să-l prezint și noul lacta, căpșune și cremă, să zicem așa, o traducere. Un produs care mi-aduce, cred că aminte după nume, de niște batoane. Cred că așa se numea Snickers odată, să erau în anii 2000, batoane Smash. L-am luat de la Duty Free, din Constanța, Travel Free. Și e un produs pe care cred că l-ați văzut foarte mult pe Instagram, cei care urmăriți partea asta de produse alimentare. Iar acesta este noul lacta cu căpșune și cremă, să zicem așa, o traducere. Unul e de Mondelez internațional făcut și găsiți în Jumbo, celălalt n-are nicio legătură cu marii producători, dar o fi produs de top acolo, că l-am tot văzut prin poze și zic hai să-l încerc. Așa. Și lacta are traducere în Jumbo aceasta și pe Facebook mai jos, în link în descriere. Niște snacks-uri de porumb cu lapte și ciocolată. Ia să vedem forma de con. Cât avea asta? 200 de grame. Acolo se plătește cu euro, cred că se poate comanda și online, dar pe online nu prea l-am văzut, mai mult în magazinul de la Constanța. Uite, cam așa arată, poate mai văzut și prin alte clipuri forma. Mai fost și niște snacks-uri de la Crax, așa în formă de con, Crax parcă erau cu vreo 20 de ani. Le vreau înapoi pe alea, eram fanul lor. Miroase a ciocolată, un alt fel de bufulete, nu e ca gustos, cu ciocolată, e mai crocant. Și aici, pe interior, e cu ceva sare, ciocolată cu lapte dulce, calitate bună și, practic, e ceva delicios. Lapte cu bufulete, cu ciocolată, un pic dulce, sărat. Fain, nu te poți opri din a-i consuma. Dacă mai urmărești și ceva, un film sau ceva la televizor, internet, pe ceva mai uitați voi, nu mi-e de termin, tot așa voi. Ha? Bun. Nota 10 plus, prețul, cred că l-ați văzut în video anterior, când am prezentat tot ce avem pe aici. Interesant, bun, nota 10. Ăsta e smash. Dacă îți place dulce sărat, ăla o să fie foarte bun și pentru tine. Și acum lacta. Nou sortiment lacta. Milka nu este așa, e doar cu crema la mijloc, dar și cu căpșune nu e. Și oricum lacta știu că era mai lăptoasă. Nu mică diferență. Nu e diferență și între Milka și Poiana și Milka Poiana cu Africana, același producător, Mondelez internațional, foarte puternic, ca căpșune și mai exact un fel de iaurt de căpșune, mirosul. Tabletele un pic cam albe, n-ar trebui să arate așa, ori de la temperatură scăzută, ori de la căldură, ori expirată, sper că nu e, pentru că pe ambalaj scrie luna a doua, 2022 și suntem pe 5 decembrie 2021 când filmez. Cam așa e la mijloc. Uite și pe ambalaj. Prezentare versus realitate. Trebuia să scrie ceva lacta pe ea, dar are un simplu desen așa. Nimic special. Nu s-a ocupat foarte mult de partea asta. Dar până la urmă nu contează desenele de pe ciocolată, ci cum e ciocolată. Ce te aștepți? Și anume că o să fie foarte bun. O cremă de lapte sau iaurt cu gust de căpșune, ca la alte ciocolate. Nu știu, Papi mai are ceva. Ciocolata în sine, la fel ca la orice lacta, lăptoasă. Stratul de ciocolată e subțire, crema ocupă 60% din cât e ea de înaltă, devine cremoasă, o cremă, e fină, nu cum e Cadbury, de exemplu, Cadbury fiind tot brand Mondelez internațional și Marabu e tot așa zglunțuroasă, Marabu din Suedia, de la Mondelez internațional, cred că am prezentat și de la aceea pe canal, dacă nu pe site, trece în zi. Și asta e pe gustul meu, clar nota 10, 10 plus. Minusul cu siguranță va fi la partea de palmier. Și cam astea au fost și în episodul ăsta Smash și lacta, noua lacta pe care o găsiți în Jumbo.